Dânsul vine cu o abilitate deosebită și pe plan intelectual, liturgic, dar mai ales misionar și pastoral de la Câmpina. Eu l-am cunoscut mai puțin, deși ne tragem din acele ținuturi, din aceeași zonă a orașului, dar în seara aceasta ne-am convins de felul în care Dânsul prezintă o temă atât de dragă, pentru că tema pe care am prezentat-o e tema care l-a preocupat personal și a pus mult suflet și pune mult suflet în rezolvarea. Să sperăm cu ajutorul Dumnezeu că se va rezolva și problema aceasta, ca să știe unde este bunicul, dar să-l poată aduce aici, în pământul în care s-a născut. Apreciez în mod deosebit și cred că și noastră ați apreciat limbajul acesta și cu mult patos. Poate specific, că să zicem, prezentatorilor făgărășeni, am cunoscut și eu și profesor de istorie din zona aceea și am apreciat întotdeauna felul în care abordează lucrurile și oameni care cunosc istorie și țara Făgărașului, țara cărcată de istorie. Tema prezentată ne-a dus în față un tablou simplu, dar sincer, al militarului, al ostașului român, de la țară, concentrat pe front. Transilvania aparține Imperiului Austro-Ungar. Mulți tineri români, din toate zonele Transilvaniei, inclusiv din țara Făgărașului, inclusiv bunicul meu, au fost concentrați și trimiși pe front. Unii în Galiția, alții în Belarusia, alții cu armatele austriece, cum a fost bunicul dânsului, sau cu armata de Honduras, cum a fost bunicul meu, sau alți locuitori din țara Făgărașului, în alte locuri, tot din Ardeal, în special cei care au fost la regimentele din Sibiu, trimiși pe front în Tirol, deci în sudul Austriei, în luptele cu italienii, dintre care aproape, nu știu dacă s-au mai tot câțiva acasă. Bunicul a avut șansa aceasta că, știind puțin București, a adoptat în Galiția, dar s-a întors când s-a avut frontul. În 1917, s-a putut întoarce pe jos, pe la Tisa, pe Tisa în jos, s-a dus la Arad și a ajuns pe jos, pe urmă, până la Sibiu și la Făgăraș. Iată că bunicul dânsului a rămas undeva în alt pământ, de pământ străin, luptând pentru niște lucruri pe care poate țăranul român sau stașul român nu le înțelegea. Dar așa erau stăpânirile. Oare jertfa lor, cum se întreba și dânsul, nu contează mii și mii de soldați ardeleni care, datorită stăpânirii austro-ungare, au trebuit să lupte pe acel front. Au trebuit să se supună autorităților ungurești sau austriece sau austro-ungare și să fie militari nu contra românilor, nu-i trimitea contra românilor. Foarte rar a fost cazul. Îi trimitea pe front contra rușilor, în nord, în Galiția și în Polonia de răsărit, sau, cum a spus, în Tirol, împotriva armatelor italiene. Scrisorile acestea pe care le-a găsit dânsul în podul casei, ați văzut câtă adâncime sufletească au și câtă mișcare lăuntrică cuprind în ele, pentru că, vedeți, bunicul dânsului, chiar dacă era militar, acolo era preocupat de, le știa toate ale casei. Era preocupat de subuciumul zilei pe care n-aveau cei rămași în casă. Se preocupa de cum, de grădină, de curte, ce face unul, ce face celălalt. Le știa, de voia toate să fie rânduite. Și spera ca Dumnezeu să-i ajute să scape de la bătaie, cum subliniază în scrisori, să se întoarcă acasă, să-și revadă soția, să-și revadă cei de copilași, micuți, lăsați acasă, care de multe ori seara la cină, întrebăm de tată, vedeți? Oare n-a fost durere și în familia aceea? Ca de altfel în mii și mii de familii de români. De aceea ne mulțumim, Părintele Boga, pentru această prezentare, care ne-a trezit ce poate sentimentale. Cinstit să recunoaștem acest lucru, dar dincolo de aceasta, văd acum la mânsul și un cercetător neobosit, un iubitor de istorie, dincolo de un preot de vreme și de un misionar și de un patriot adevărat.
Pe de altă parte, mă gândesc acum, cum vede dânsul soluționarea acestei probleme? Se va găsi o soluție să-l aduceți pe bunicul, să mergeți să cereți aprobări pentru descumare, să-i aduceți semintele, dacă vor mai fi o seminte din după 100 de ani. Eu mă gândesc, dacă de la Dumnezeu va fi, mă gândesc, nu știu, mai sunt arhive la fostele regimente în Sibiu? Nu. Nu e. Deci ăștia au spus când s-a... Pevește-ți, la regimentul 90 în Sibiu. Poate să găsiți ceva documente, să vă ajute cineva de acolo. Documente sunt destule la Viena, așa. Dar vreau să vă v-ați găsit cu de. Ați ajuns pe la problema este relația cu statul belarus și ce o sună... Mi se purta aprobările de rigoare. Ne via cineva înseamnă și așa, dar tu ca persoană particulară nu poți. Nu poți face de acolo. Să aveți sprijinul. Asta e problema a statului român, care să devină sensibil la... la toată povestea asta și cu autoritatea lui să încerce să miște lucrurile dincolo. Pentru că în Polonia ne-am putut duce sigur cu cerismul, v-am descris, nu? Chiar fiind un lucru europeană și cu Belarus. Și cât ați primit, da. E bine totuși că părintele și ca părintele mai sunt cazuri, mai știu, mai cunoaștem cazuri, a atras un semnal de alarmă. Poate undeva? Da. Vrea să întrebați ceva? Vrea cineva să întrebați ceva? Nu. Nu, încheiem și eu pe asta. Dar dacă dă un singur punct în asta. Deci ne aflăm în acest an, când o sărbătorim peste 6 luni, dacă ajută Bunul Dumnezeu, peste 7 luni, 100 de ani de la Marea Unire. Așa cum a subliniat și Părintele, subliniez și eu și cred că suntem cu toții de acord că unirea de Românul 18, rotunjimea statului național român, formarea României Mare, s-a făcut cu multe jertfe. Cu jertfele și celor care au murit până în 1916, pe alte fronturi și pe jertfele celor care au murit și când a fost în 1916, din august, ofensiva în Ardeal sau ofensiva în Dobrogea, când armata română cum a trebuit să se retragă și pe urmă cu toată drama pe care a avut armata română, dar și cu victoriile pe care le-a avut pe urmă la Mărășești, Mărășul Dus și toate celelalte. Și toate energiile, toată energia care s-a pus atunci în lucrare de către oameni luminați, poate rânduiți de Dumnezeu. Și nu zicem poate. Suntem preoți, credincioși, așa rânduit Dumnezeu. La vremuri istorice grele, să scoată personalități care să știe, cum a spus Părintele, să fructifice momentul. Așa s-a fructificat momentul. Conjunctura istorică internațională era favorabilă și atunci România, prin personalitățile ei, pentru care regele și regina au jucat un rol deosebit, au știut să facă acest pas și să concretizeze în jurul lor pe toți istorici, diplomați, oameni de cultură, guvernele care au fost atunci și să se împlinească acest vis ca România să trăiască uniți într-o singură țară. Vă mulțumim pentru demora și Dumnezeu să vă mulțumesc pentru primire. Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim.